Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. De astăzi facem un review la un John Deere, cel mai tare tractor găsit până acum mod, părerea mea. John Deere 4755. Azi ne uităm în magazin, la avem un preț destul de mic, putem să facem modificări foarte multe, pentru că și asta tot același. Dar asta e făcut, e și mechire tare. Să-l găsim acum, unde e? Uite la aici. Deci puteți modifica cum vrem noi și cum nu vrem noi. Îl punem și la încercare. Deci avem lizardul single, puteți să-l facem, uite, uitați, roots, babane, triple, dual, duals, tot felul, standard, roots, dubli, pneurlate, bici la pneurlate parcă nu sunt așa modificate. La bici la fel, roots, dubli, câteva opțiuni frumoase. Mitras. Dacă erau astea, cum îi zice. Nokia nu le-ai dat la Nokia. Și puteți să le face la Nokia și așa mare. Așa, motorul la 190 de cai ajunge la, 100, la 890 de cai. Viteză maxim 150 km/h. Hai, să-l punem și un pic la încercare. Pornim girofarul. Interiorul cât de cât făcut și mișto. Vizibilitate maximă stânga-dreapta, oglinzi funcționale amândouă, adică toate trei, numai că una bate jos, în fine. Uitați câtă frumuseți și tot ce vreți. Hai că am pregătit ceva, două încercări am pregătit pentru, m-am uitat la sprintul ăsta și așa. Op, op, op. Am pregătit două încercări. Una să urcăm cu 250 de tone de grâu la deal. În dealul ăsta chiar că e baba, nu pot să ziceți că nu așa. Și sărăm cu ăsta de 26 de metri. Ia uitați ce frumos l-am făcut. I-am pus greutate pe față, roz babanii. Hai să încercăm un pic. Pornește frumos, lăsăm jos. Să vedem dacă urcă la deal. E, destul de un deal cât de cât. Ah, fără probleme. Trebuie să meargă 15 la oră. Deci duci. Nu duci 15, dar 14 la fix. La 26 de metri eu să zic că destul pentru un tractor de 150.000, eu zic că e destul. Și dealul baban. Harta cu dealurile astea frumoase. Eu zic că își face treaba. Ia, uite. Vezi pe un pic pe drum drept și la vale, aș face treaba fără nicio problemă. Ținând cont că ăsta e plug de 26 de metri. Da? Uitați, ca să nu ziceți că nu e 26 de metri, că l-am închiriat. Ia uitați. 26 de metri, da? 15 km pe oră. Nu vreau să cunoaște harta care are pământul ăsta, are argin, cu argilă. Deci, își face treaba, da? Frumos tare. Da, să mergem până în capăt. Și interior, ai vizibilitate maximă. Ia uitați ce frumos se vede. Oglinzele funcționează. Ambele. Pentru început, pentru o fermă mai micuță, bine, poți să faci și pe fermă. Eu l-am la ferma mea mai mare. Dar pentru o fermă micuță, eu zic că e perfect. Adică poți să cu strângi 300 de mii și ții două tractoare și poți să le folosești. Mai ales ținând cont că merge și cu 150 de km la oră, dar întâi să facem probele astea două. O scurăz și eu că la arat eram sigur că se descurcă, dar nu știu dacă urcă la deal cu 250 de tone. Uitați câta frumusețe, așa, cât maroțele astea, ce babanie și ce, ia. A? Frumusețe. Hai să încercăm. Să luăm, să vedem dacă urcăm dealul ăsta. Tare curios și eu. 250 de tone. Hai, tăticule, să vedem ce poți. Nu i-am mai pus greutatea ăsta, că nu are rost. I-am pus și geamuri fumurii. 250 de tone de greu, băieți. Pornim girofarul. Ne băgăm înăuntru. Și gaz. Ia. Cum se schimbă vitezele. Îți cruzi vă și dacă urcă dealul.
Ce vorbești, tată? Ce vrei? 250 de tone, uite. Le mănâncă la deal. Le mănâncă, nici nu știu vreun camion care să meargă la viteza asta. Deci, op, frân bune. Deci, nici nu stăm la discuție. Își face treaba. Să lăsăm aici. Haideți să luăm ăla, să vedem. Dacă prinde 150 de km la oră. Urcăm tot dealul ăsta. Urcăm cu gol acum. Deci, două probe trecute. Facem și proba a treia viteză și le avem pe toate trei. Mai mult de atâta nu-ți dorești și nici nu ai nevoie. Părerea mea. Am o fiecare face ce știe. Haide să luăm babanul. Haide, tipule. Scurez vreo ce viteză prinde la deal. Ar fi prea tare să prind 150 în dealul ăsta. Hai. Frânare. Pregătit. Gaz. E manual, cum am zis. 100 la deal. 109, 120. Mai am loc, loc, loc. Oh, frâne. Ah. Da să vă în drum drept undeva. Hai să găsim un drum drept să prindem 150. Am prins 146, era destul. Dați-vă la o parte că fac treaba. Scotăm, hai că se pare că ăsta a fi drum mai lung, nu? Un pic, ia. Să vedem. Frâne. Hai, gaz. Mă enervează cum îi zice bara asta din față, restul e ok, tot. Uitați un pic și la curbi, că nu e un drum drept ca să zici că... Ia, drumul drept, ia, 130. Și în curbi, ținând cont că în curbi, mamă, să nu ne răsturnăm. Hai, 150, hai, 150, 150. Bază. Ia, uitați, câta frumusețe, 150 brici în toate felurile, și în curbi, și în... Op, op, uitați alea cum merge asta, ce vreme mult de atâta. 150 bridge, podeaua la maxim, manual. A, că o pun frâne. Da, trebuie să vă mai arăt pe asta odată. Frumos, ăsta e cel mai tare mod. Atât pentru episodul de azi, ne vedem în episodul următor cu un nou tractor dacă găsim ceva de calitate. Să aveți o săptămână frumoasă. La revedere!